Caz incredibil, 15 ani de pușcărie și interdicție la alcool pentru un cetățean care la beție și-a tranșat unchiul. Conform ziarul Evenimentul.ro, om în toată firea a ajuns la 35 de ani, Vasile Miron a dus de când se știe un trai parazitar. Nu și-a bătut deloc capul să-și facă un rost în viață, să-și găsească un loc de muncă și să-și întemeieze o familie. Locuia în apartamentul moștenit de la părinții săi decedați, locuință situată în cartierul Alexandru cel Bun. Îi mai rămăseseră și destui bani de la aceștia, iar verișoarele îi aduceau alimente. În ce privește băutura, sursa de aprovizionare o reprezenta unchiul său, Moș Ion, de 72 de ani, care își avea domiciliul la câteva sute de metri distanță. Cei doi se vizitau reciproc și petreceau ore în șir în fața paharelor cu bere, vin sau vodcă. Se îmbătau aproape zilnic. Așa au stat lucrurile și în seara cu pricina. Vasile și-a vizitat unchiul, acesta a scos la interval câteva sticle cu vin și s-au pus pe chefuit. La un moment dat s-au luat la ceartă din cauza dreptului de proprietate asupra unui teren. Unchiul s-a dus până la bucătărie, de unde a revenit înarmat cu un cuțit. Mult prea beat și prea bătrân, n-a avut nicio șansă în fața nepotului. Vasile l-a dezarmat rapid, a pus mâna și pe un satâr, după care și-a tranșat unchiul. A scos firul de la telefonul fix, legând cu acesta picioarele lui Ion. L-a lăsat apoi într-o baltă de sânge și a plecat acasă. Cadavrul a fost descoperit abia după 3 zile. Intrigată de faptul că nu răspunde la telefon, una din fetele lui Ion l-a rugat pe un vecin să se ducă să vadă ce s-a întâmplat. Acesta a văzut că ușa de la acces în apartament era descuiată. A pătruns în interior și a avut un șoc. Sânge peste tot. Moș Ion era aproape de nerecunoscut. A sunat imediat la poliție, Vasile fiind prins în doar câteva ore. Blocul are instalate camere de supraveghere. Procesul a durat puțin. Sentința s-a dat după doar 3 termene de judecată. Asta și pentru faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, justificându-le pe fondul consumului de alcool și al tulburării create de conduita provocatoare a victimei. Condamnat de tribunalul Iași la 15 ani de închisoare, Vasile a făcut apel, considerând că pedeapsa este mult prea aspră, mai ales că a recunoscut imediat, a manifestat regret și că nu are antecedente penale. Din păcate pentru el, i-au fost pulberate toate speranțele. Curtea de apel i-a respins demersul ca nefondat. Sentința e definitivă. În plus, are interdicție la alcool, relatează ziarul Evenimentul.ro.